Am revenit în aceeași formulă de ieri. Începem lucrările ce vreau de astăzi, cu ordinea de zi pe care ați primit-o. La care se mai suplimentează... Încă 5 proiecte. Wow. Și multe două. Ați avut dumneavoastră vreodată să mi-am dat numai cu două? Proiect de hotărâre privind acordarea în favoarea delegată a suprafeței de teren de 3 metri, respectiv 75,60, parte din domeniul public al Comunei Emeiuș. Proiect de hotărâre privind acordarea în favoarea Delgaz Grid a dreptului de uz și servicii pentru suprafață de teren de 4 metri, ocupat definitiv și 136 ocupat temporar din domeniul public al comunei. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Emeiuș pentru ședința adunării generale a acționarilor la SCE Compania Regională de Apă din data de 27.02.2023. Proiect de hotărâre de modificare și completare a HCL numărul 145 din 2022 privind aprobarea devizului general faza TP obiectiv mixt actualizat conform ordinii 64. Și proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4 la HCL numărul 146 din 2022 privind aprobarea documentației faza de ATC și proiect tehnic pentru obiectivul de investiții Pod Mai Smith, modernizat de dotare școala Grigore Căpăcaru, stat Himeiuș, Comuna Himeiuș, județul Bacău. Cine este pentru completarea ordinei de zi? Procesul verbal din data de 22 decembrie 2022. Cine este pentru aprobarea lui? Și acum punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Comunei Himeiuș. Primarul Comunei Himeiuș, județul Bacău. Pentru ședința ordinară din luna februarie 2023, potrivit articolul 133, liniatul 1. Având în vedere referatul de aprobare înregistrat cu numărul 896 din 26.1.2023, întocmit de primarul comunii în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate înregistrat cu numărul 897 din 26.01.2023, întocmit de consilierul superior Rău Mirela, în cadrul compartimentului financiar, contabilitate, venituri și buget, adresele comunicate de Direcția Națională de Administrare Fiscală, Administrarea Județeană a Finanțelor Publice Bacău, raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Temeiuș, anunțul cu numărul de înregistrare 898 din 26.1.2023 afișat la sediul primăriei Comunii Temeiuș și publicat pe pagina de internet, ținând cont de dispozițiile articolul 2, punctul 45, articolul 20, litera A, articolul 41, articolul 49 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, normele cuprinse în articolul 87, articolul 3, articolul 88 din ordonanța 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, faptul că sumele de la Consiliul Județean nu au fost comunicate, proiectul de buget va suferi modificări. Aici nu erau la data întocmirii documentului, astăzi am primit oficial și sumele de la Consiliul Județean. În baza prevederilor legii numărul 368/2022 privind bugetul, legea bugetului de stat pe anul 2023 publicată cu monitor oficial numărul 1214 din 19 decembrie 2022, în temeiul articolului 129 alineatul 1, 2, alineatul 4, litera A, articolul 132, articolul 196, articolul 243 din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ, propun Consiliului Local al Comunei Himeiuș, județul Bacău, adoptarea unei hotărâri cu următorul conținut. Articolul 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, potrivit anexii 1 la prezenta. Se aprobă închiderea exercițiului financiar bugetar la sfârșitul anului 2022, potrivit anexii numărul 2 la prezenta. Articolul 2. Se aprobă
bugetul de venituri și cheltuieli pentru activități autofinanțate pe anul 2023, potrivit anexei 3 la prezentă. Articolul 3. Se aprobă lista obiectivelor de investiții pentru anul 2023 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizate pentru cheltuieli de capital potrivit anexei 4 la prezentă. Despre modul de repartizare a sumelor și despre venituri am mai discutat și ieri în ședința de comisie. Dacă mai are cineva vreo modificare sau mai are vreo propunere, ca să putem trece mai departe. De cum am rămas cu școlile? Discutăm la punctul 5. Nu, nu, am prins în buget la școli, am scos să iau 800-800. Avem prins la școli. Da, o mică modificare este la învățământ. Da. Învățământ, unde... Imediat, facem un buget. Discuțiile pe care le-am purtat și la nivel de Consiliul Județean și la Ministerul Dezvoltării și la ADR, încercăm să salvăm o școală. Și atunci, din banii care aveam în buget prins la școli de 500 și 600 de mii, înseamnă... Pe 500 și 600, în loc de 800-800, da? Așa. Și vom merge din completarea până la completarea estimativă, aia de 7,7 sau cât era acolo, doamna, față de 5,9. Deci încercăm să salvăm o școală, încercăm față de discuția școală, de ieri. Da, da. Am venit hotărâtă să nu votez bugetul din cauza... Problema dumneavoastră, domnule. Da, ce se întâmplă dumneavoastră, trebuie să înțelegeți și noi toți trebuie să înțelegem că nimic nu se ieftinește. Este o inflație galopantă și dacă renunțăm la niște investiții cu devis general bătut în cui acum, pentru care ați muncit foarte mult, ați muncit o perioadă de 4-5 ani, am făcut noi aici, în Consiliu, am făcut rectificări, am votat în decembrie că suntem de acord cu devizul general și ieri nu mai eram. Aveți perfectă dreptate, deci... ne așteptăm la niște sume deci, mai mari. Orice investiții demarează de azi înainte, nu o putem cuantifica sub nicio formă, pentru că o să se facă proiect într-o lună, două, o să se facă deviz general, o să reactualizeze deviziile încă de două, trei ori, deci dacă noi acum zicem că nu putem 5 miliarde, păi la anul o să fie 10. Deci, ca să nu lungim, la inițierea și implementarea unui proiect, sunt două condiții. Să avem bani, buget, da. Așa. Ce să mai... Nu unific acum de deci, timp mai mult. Da. Dar și banii pentru creșterea prețurilor de la... Nu ne garantează nimeni peste două luni că devizul ăsta o să mai fie actual. Corect. Modifică să fie. Da. Dacă ne mișcăm cum ne-am mișcat în ultimii 5 ani, câte 4-5 luni, câte o jumătate de an la Ministerul Dezvoltării, la ADR, nu știu când o să putem să mai ținem pasul. Da. Dar altă problemă. Eu ieri am discutat că este greu să renunți la două investiții, două școli. Este greu. Foarte greu. Te doare pe undeva. Nu știu, ceva peste tot te doare. Gândiți-vă numai câte hotărâri de Consiliu și câte materiale ne-au trebuit de fiecare dată pregătite de pe o zi pe alta. Și am zis, Mară, fii mai optimist, nu așa pesimist. Nu, că dacă punem aia, punem în față, aia în față, aia în față. Având în vedere parcursul acestui proiect, era normal ca el să fie realist. Pentru că știa prin ce a trecut. Eu țin minte în 2002, o vară întreagă am muncit pentru actualizări și pentru clarificările trimise. Și este foarte greu să renunți. Dar, pe de altă parte, trebuie să fii și realist. Că poate banii se găsesc, Doamne ajută, dar ce faci cu timpul care nu te iartă? Iar la sfârșitul anului, dacă noi nu ducem la îndeplinire și obiectivul nu este realizat, să putem implementat, dăm banii înapoi, toți țință... Trebuie să ne implicăm cu toții, ne vom duce curândul pe șantier. Dar nu e vorba de șantier, nici măcar nu e vorba de asta. E vorba de... Da, și celelalte școli care sunt tot în proiecte vor, au primit acum, pe ultimă, chiar și cu PT-ul aprobat, au primit clarificări pe care nu le pot rezolva decât în 2-3 luni de zile. Dar am fost foarte optimistă. Suntem în februarie și am zis că ne apucăm de lucru în iunie, când intră copiii în vacanță. Și noi mai mutăm. Să dea Dumnezeu. Doamne ajută! Deci până în iunie trebuie să facem. Bine, probabil clarificări, semnăm contract. Probabil că la citații de execuții... Ce tema asta, dacă mai sunt discuții? Eu am spus, la reluarea și la regândirea acestui proiect, probabil a avut un cuvânt de spus și faptul că
prin proiectul ăsta de dotare, prin ghidul solicitantului, nu ne dă voie să facem decât o singură școală, chiar dacă noi avem 7 structuri. Deci un singur laborator, deci un să băgați Ion Simionescu nu pe dotări, nu? Da, probabil da. O să intrăm pe Simionescu cu dotările și o să rămânem cu tăbăcarul. Iar banii ăștia nu au fost întâmplător alocați, ca să vă spun și varianta B acum, pentru că nu mai e niciun secret. Cu bănuțe care i-aveam, prin devizii și o luam ușurel, din 4-5 miliarde făceam consolidarea și anvelopare unei școli în vara asta și noi nu dura atât de mult birocrația. Și cu cealaltă bani de la, cu ceilalți bani de la Lilieci, bănuiesc la, cu banii care i-am alocat, făceam o baie și făceam ce mai aveam acolo, fără să mai umblăm atâta și să mai așteptăm atâta la miloaga tuturor. Dar încercăm, încă încercăm, nu-i târziu. Să punem la vot? Da, bineînțeles. Trecem la punctul 2. Subsemnatul. În calitate de primar al comunei, în conformitate cu prevederea articolului 3, normele metodologice de aplicare a ordonanței de urgență 34 din 2006, privind atribuirea contractelor de achiziții publică, a contractelor de concesiune pe lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii în baza articolului 4, aliniatul 1 și 4 din hotărârea de guvern numărul 395 pe 2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publică din ordonanța de urgență a guvernului numărul 98 pe 2016 privind atribuirea contractelor de achiziții publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, vă supun spre aprobare programul anual al achizițiilor publice pe anul 2023. Programul cuprinde următoarele categorii de cheltuieli: contracte de lucrări, continuarea lucrărilor de modernizare, drumuri sătești, continuarea alimentării cu apă, construire trotuare în satele Himeu și Lilieci, extinderea distribuției de gaz, extinderea rețelei energie electrică, reabilitare, renovare, biserici, igienizare, primărie, construire de șanțuri și podețe. Contracte de servicii. Servicii de proiectare pentru lucrări propuse a fi realizate și avizele necesare, intabularea punilor aparținând domeniului public, pentru studii de fezabilitate, pentru lucrări propuse, servicii de întreținere tehnică de calcul, de formare profesională, consultanță, onorarii, avocat, etc. Contracte de furnizare, birotică, produse IT, produse de curățenie, materiale diverse, uniforme și echipamente pentru poliția locală, continuarea instalării de camere video, mobilier, bază sportivă multifuncțională, numere de casă, generator electric, aer condiționat, primării, sistema comunii. Programul devine modificabil. În urma aprobării bugetului, în cazul rectificărilor de buget, atunci când apare o necesitate ce nu a fost prevăzută, atunci când se renunță la realizarea unei achiziții din diverse motive, lipsa fondurilor, dispariția necesității, modificarea priorităților în achiziții, etc. Programul cred că l-ați avut sau nu l-ați avut fiecare dintre astea? Da. Păi nu era definitivat situația cu bănuții. Ar fi bine să avem o listă. Vă dăm la toată lumea. Nu pleacă nimeni acasă fără... Lucrări de reabilitare în drumul Țătești, asfaltare în satele Ilieci, Fântâneli. Lucrări în primă urgență 2. Dar urgența nu erau alea 12 pe care le-am identificat noi? Aleas, nu? Da, doamna, am proiectele pe cinei. Construire, echipare și operaționalizarea unei creșe. Valoarea estimată a lucrării 4.100.000, construire și operaționalizare creșe 9 milioane de lei, construire trotuare în satele Hemeiuș și Lilieci 5,6 km, extindere rețelei de canalizare apă satele Fântânele Hemeiuș 8,8 milioane de lei, lucrări de creștere a eficienței energetice deocamdată 9.800.000, lucrări de reabilitare drumul Tătești prin asfaltare în satele Hemeiuș și Lilieci, Bătăniele, proiect depus și la CNI și la Anghel Țarini, 6 milioane de lei, lucrări de consolidare a malurilor râpii pe lângă Crizantema și pe lângă strada Crizantemii și drumuri locale, tot la lucrări în primul urgență, 5 milioane de lei, licitații deschisă, lucrări de refacere bază sportivă, primărie,
100.000 de lei, licitații deschise, reparații, igienizare și întreținere școli, grădinițe, 50.000 de lei, procedura simplificată, lucrări de extindere iluminat public, sat Fântânieri, sat Lilieci, Hemeiuș, procedură simplificată din buget local, 260.000 de lei, construire complex sportiv, 6.700.000 VCNI, procedură simplificată, se execută în începutul din octombrie anul acesta. Investiții destinate producției de energie din surse regenerabile la nivel UAT, infrastructură mare pe POIM, extinderea rețelei de iluminat public, drumul național 15, 180.000 de lei din buget local, lucrări de construire șanturi pedonate, strada Ion Simionescu, 2.000.000 de lei, buget local, lucrare în desfășurare, lucrări de mentenanță stației de rezervor apă și stații de pompare, buget local, 100.000, construire stații reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Hemeiuș, 250.000, buget PNRR, atribuții directe, reabilitare și extindere cămin cultural, 1.300.000, cofinanțare de la buget local, 150.000, prin CNI. Modernizare loc de joacă copii în sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, 135.000, buget local. Construire totemuri în comuna, intrare în comuna Hemeiuș, 500.000, buget local, atribuire directă. Branșamente, rețea, canalizare și apă, cămin cultural, 100.000. Construire garaj, copertină în curtea primăriei, depozitare, buldo și auto-utilitară, 150.000. Construire piste biciclete în comuna Hemeiuș, coridor pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centru Bacău, GRS, Lilieci, Hemeiuș, în colaborare cu Primăria Bacău, 1.500.000. Primăria vine doar cu un aport 250. Achiziționare și modernizare rețea IT primăriei, 60.000. Achiziționare și modernizare extindere sistem supravegherii primăriei, 65.000. Drumurile publice, nu la primărie. Modernizare drumuri ranforsate, ranforsare sistem rutier și construire parcări, ceea ce vă spuneam, 6.000.000 de lei. Achiziții, contract, colectarea câinilor fără stăpân, 120.000 de lei. Sursa de finanțare, buget local la ultimele 3. Modernizare loc joacă, la loc joacă 130.000, înființare parc industrial sat Hemeiuș, am 150.000 și acolo pentru documentații, construire gard primăriei 100.000, adăpost pentru câini din zona metropolitană 200.000, înființare în incinta școlii Ion Simionescu, teren loc de joacă 600.000, buget local, construire balustradă, protecție strada Crizantemii și Fântânilor 100.000, ați observat cu toții că de câte ori polei, acolo a fost o greșeală a constructorului, o greșeală a proiectului. Partea de lângă râpul nu există nicio balustradă, nu există nicio protecție. Ferească Dumnezeu de ceva. Da. Achiziționare de autobuze și microbuze electrice, 250.000, PNR, prin primăria Bacău. Construirea de trotuare pe strada Gării, Sfântul Gheorghe, Zambilii, bani pentru proiectare și avizii, 200.000. Desfințare dispensar vechi în vederea construirii unei farmacii, 100.000. Programul cadastru sistem general, ai parte, ai carte funciară, 10.000 de lei. Extindere sistem de canalizare, apă, canalizare și apă pe tronsoane noi, 250.000. Achiziții dotări, SVSU, 150.000, buget local. Achiziții aici cred că da, unei mașini de serviciu 80.000, achiziții stații maxi-taxi 15.000, ne mai lipsesc două stații de maxi-taxi pe drumul național din zona intersecției cu Salvanela până la intersecția cu sau chiar până la poligon. Achiziția atașamente bundo, unele echipamente de lucru 50.000, contracte de servicii. Elaborare studii de fezabilitate, cereri de finanțare, dacă este cazul, proiectul tehnic fază dalii, proiect tehnic de execuție a documentațiilor, studiilor de specialitate, expertizilor pentru obținerea avizilor, certificatelor de urbanism și autorizații de construire, a documentelor pentru desfășurarea licitației publice privind reabilitarea
drumul țătești prin asfaltare din satele Lieci, în 350.000 propuși. Buget local, fonduri sau fonduri europene. Aceste lucruri sunt atașate aici, încă o dată, în altă formă, în pagină. Partea a doua e mai detaliată, cu servicii de diligenții, cu asigurări la mașini, cu consultanță, cu servicii de mentenanță, cu servicii de diligenții scrier. O să multiplice să vorbesc la anul ăsta, să multiplice pe anul ăsta, cu colegii. Cam așa stau lucrurile. În general, în planul de achiziție am prins ca de fiecare dată orice lucrare care poate fi atacată, suma care ar trebui, din rectificările pe care le vom face după luna lui iulie. Doamna Petrescu chiar a remarcat specific ieri că de fiecare dată tot făceam rectificări. La proiecte care nu o să poată fi atacate, noi să avem, o să vedem cât de durat, o să mai reducem din sumele de acolo, luăm și completăm la celelalte care, ca să nu rămânem cu banii cheltuiți de un an pe altul. Care vedem că merg mai care repede. Care merg mai repede și nu trebuie să atâtea documentații și atâtea... Cum au fost totuale, de exemplu, care l-ați făcut, l-am făcut din bugetul local. Dar am niște întrebări. Față de anul trecut, ce investiții am închis din lista de anul trecut? Am închis ceva? De asta vreau să fie și domnul Marius prezent aici la discuția noastră. Nu prea am închis. Sau să zicem că am avansat. Păi am avansat. Complexul sportiv, să înțelegem când ne-am apucat de el din octombrie, nu? Sunt trei proiecte. Trotuarele. Patru care ne-am început. A fost așa. CNI 1, CNI 2, deci lucrările prin urgență. Complexul sportiv, bani alocați de către CNI, așa, început în partea a doua anului, sau chiar pe ultimul trimestru, așa, și trotuare. Deci sunt patru proiecte pe care le-am atacat. Deci CNI 1 și 2 nici nu mai sunt în buget. S-au terminat drumurile cu afirul. Da. S-am terminat drumurile cu afirul. CNI 3, atât. Am terminat drumul anul trecut, am excepționat drumul cu afirul. Și avem complexul sportiv aici în listă. Nu? Început și trotuarele care sunt din bugetul nostru. Trotuarele și sper, din unele sume care o să ne mai rămână, să începem în partea a doua, după luna iulie și cu șanturi și rigole. Da. Acestea, mare majoritate din lista dumneavoastră, e mutată de anul trecut. Mai departe. Deci aveați o ia de la altă primărie. Da. Care sunt noutățile? Păi, care-s acolo? Să înțelegem Creșa, ar fi o noutate, în ce stare suntem cu Creșa? Adică ați zis noastră că suntem sub listă. Am așteptăm... mai avansat un pic, am mai trecut deasupra linii sau nu știu? Dacă voi pleca, aștept un răspuns. Dacă plec linii la București, vin cu noutăți. Dacă nu, luni, o să avem vezi de acolo. Voi merge pe la toate ministerele și mă voi interesa. La drumuri, ați zis că punem, că mai facem niște drumuri. 250.000, nu știu cât am văzut eu că ați prins aici. Nu, la drumuri noi. Întreb, aceste drumuri, asfaltul nou care îl facem, are infrastructură? Că văd că ați mai prins 250.000 extinderi noi de canalizare. Deci asfaltăm tot așa drumuri fără apă și canal sau asfaltăm drumuri cu apă și canal? Păi, la ora actuală, cât canalizare avem în Comuna Hemel, doamna? Aveți 3 ani de mandat. Cât kilometri de canalizare avem la ora actuală în Comuna? Eu știu că nu avem. Spune-mi. Pusă în funcțiune? Da. Vreo 3 km din ce știu. Eu zic că avem 9,3 km. 9 km. Mai avem 45 km prin Boim. Care o să fină. O să vedem. Și 250 ăștia pentru ce i-am prins la canalizări? Extinderea canalizărilor care nu sunt în Boim și care nu sunt în care vrem să le facem, da. Și întreb, întrebarea, revin la întrebare. Sunt pe drumurile care vrem să le asfaltăm? Sau sunt pe... Eu înțeleg că avem niște condiții la asfalt. Doamne, acum tehnica a evoluat. Dacă ați văzut, peste tot. Din câte se întâmplă în ultimii 30 de ani în România, mai mult am trăit clipa, mai mult am trăit momentul.
Pentru că nu s-a făcut o strategie de dezvoltare a localităților cum ar fi trebuit să facă. Este cam târziu. Acum ne-am trezit la 33 de ani după Revoluție, că ne-a apucat strategia. Și, bine, ne-am trezit și acum, deci... Da. Deci eu vreau să vă asigur următorul lucru. Prin tehnica modernă care a apărut, nu curgă cu nimic asfaltarea unui drum, pentru că va veni conducta de canalizare pe partea dreaptă sau pe partea stângă, pentru că am fost criticați de chestia asta la altă, că sunt drumuri de 2,75 m cu sens unic. Dacă mergeți în marile metropoli, sunt drumuri cu sens unic. Nu știu la noi, la țară, pe un cătun, pe un drum ușor, dacă deranjează că mergi 300 de metri sau 150 de metri pe sens unic. Fiind drumul de 2,75 m, pentru că există ordonanța 43, ordonanța care acolo prevede dimensiunile și standardele și stasurile drumurilor. Dacă lățimea din gard în gard de 4 metri, cum se face drumul de 4 metri de cetățean? Cei așa? Care întreabă bine și cu soluții? Păi nu vin. Păi, așa. Iar faptul că noi avem 2,75 un drum cu sens unic, nu mai merge omul prin praf, nu mai merge prin noroi, are alt confort. Proiectele se bat cap în cap, că nu sunt odată, că dacă mi-ar fi aprobat acum să spun, uite, domnule, primăria Hemioș are anul ăsta 5 km de canalizare și 5 km alimentare cu apă, 5 km de gaz și 5 km de asfalt. Astea toate am făcut 5 km. Consiliul local hotărăște care sunt aia 5 km. Ori fiecare s-o descurca cum s-o descurca. Să vezi clar acum cum să obțin banii și cum vin banii. Nu vin banii din aceeași sursă, nu vin banii pe aceeași axă. Deci fiecare proiect are particularitatea lui. Nu în același timp? Și nu în același timp. Și atunci vă întreb, dacă dumneavoastră stați pe o stradă cu praf, cu noroi, cu gropi, și eu vă promit în fiecare an că nu vă pun asfalt, că trebuie să vină canalizarea. Canalizarea din 2016 tot vine. Ce îmi spuneți când mă întâlniți? Măi, primarule, mincinosule! Eu personal, știți părerea mea, întâi apă, canal, gaz, doamne, și după aia asfaltez. Dacă dumneavoastră o să reușesc tehnica, să într-adevăr, tehnica într-adevăr a progresat, dar și costurile într-un fel un deviz general la apă și canal în balast sau spațiu verde și altfel în beton și în asfalt. Doamne, asta e teorie, ce spuneți, asta e teorie și așa ar trebui. Practic nu se poate face. Și după aia iar ajungem la niște devizi uriașe și iar zicem că nu putem să facem, că nu avem bani. Da. Dar întrebarea era asta, ăștia 250.000 pentru extinderi noi sunt măcar astea. Astea sunt asfaltate. Sunt asfaltate? Sunt asfaltate și de pe lângă, exact ce spune domnul primar acum. Deci canalizare se poate nu afectează. Nu afectează asfaltul. Și vă mai dau un exemplu. La vremea, când s-au întocmit proiectul, erau patru în studiu de oportunitate, în studiu de fezabilitate, nu s-au justificat să se facă canalizare. În 2016, când s-a întocmit studiul, pe strada grădinarului erau 7 case. Dumneavoastră ați fi investit, ați văzut cum te dă la televizor că vai de mine, nici-o dus conducta acolo, sau nici-o asfaltat pentru 3 case. Nu se pune așa. Ei, acum pe strada grădinarului sunt 100 de case. Trebuie și apă, trebuie și canalizare la oameni. Cum trebuie la toți. Cum trebuie la toți, da. Iar noi suntem aici ca să aprobăm. Nu numai la oameni. Dar plus, plus că am sondat acum 3 ani, am mers de ați trimis și dintr-o sută de case, că am, de exemplu, pe o stradă. Doar 10 au vrut, maxim. Deci colegii care sunt mai vechi la primărie, înainte de a implementa proiectul cu grabul, cu păimul, colegii noștri au avut liste cu semnături și au mers la cetățean. Domnule Veneti. Derulăm toate investițiile, toate în baza solicitărilor. Am avut extinderea de gaz. Săracii aia la ministrate o semnat și o mușcă. Da, nu mai vezi, exact. Și atunci nu mai vine să ne bucurăm, pe dacă pe axa asta am prins bani, că am mai văzut discuții și comentarii și pe Facebook. Dar cine trebuia o nouă stație electrice? Am vrut să profităm de orice program și de orice ban alocat să-l atragem pentru comunitatea noastră. De asta ne zbatem. Nu că nu vrem. Păi stau eu acum să spun, domnule, nu asfaltăm strada blocilor, că nu a venit poimul cu canalizare. Și ce fac? Și pe lângă asta, avem și transport pentru ele. Da, deja asta, acum noi nu putem folosi de acolo, duce viitorul, către mașinile electrice. Dacă mai are cineva ceva de spus. Acolo spune la vot punctul 2. Deci de acord? Mare parte din el. Și tot mai stați unul de aici. Ce cu asta? Planul de acțiune la...
Ca în fiecare an, deja nu mă trebuie și pietre. Lucrările care pot să le execute cei care sunt la ajutor social. Am văzut deja lucrările. Aveți discuții la punctul 3? Nu. Câte persoane sunt? În momentul de față sunt 6 persoane în mașulată. Deci ei sunt cu probleme de handicap. Nu că sunt sănătoși și ajută oamenii tăbărtăți. Ei au probleme medicale. Mai repet o dată pe cameră să înțeleagă toată lumea. Deci 6 persoane în mașulată. Mereu au comentarii. Să puneți cu toți la treabă. Care cu toți? Trebuie să facem plan de acțiune pentru astea 6. Da. Deci, cei 6, dar 6 persoane astea, am înțeles, sunt mai puțin cei care sunt cu handicap sau care au îngrijire de copii. Da, da, ei sunt apți de muncă. Sunt apți de muncă, știi, da? Pentru, de ce? Aia sunt asistenți personal, da. Asistenți personal. 10 ore mari și late pe lună. Pe lună. Pentru 145 lei. Și asigurări sănătate. N-ar dori la nimeni să fie mai. Da, dar 145 este pentru 10 ore. Da. Nu pentru o lună? Da, pentru o lună, da. Da, dar într-o lună lucrează 10 ore. 10 ore. Nu ziceți pe lună, pe 10 ore, da? Păi da, dacă el altceva nu poate să... Dumneavoastră cât aveți pe oră? V-ați socotit? Doamna Petrescu, acel om nu poate să mai facă altceva. Deci ea tot timpul îți fai de steaua lor. Dacă îi duci la... Au fost cu grad de handicap, îi dădea 360 de lei pe lună. L-am trimis la Iași cu mașina primăriei și a tăiat de la 360, l-a lăsat la 60 de lei. Pe ce motiv? Pentru că în prim până la 30 de ani nu a declarat boala. Ăștia alu Șelaru, care e din vremea lui Ceaușescu, au lucrat toți pe la CAP-ul, pe la Vași, pe Neaușa. Au luat numai. Acum au o vârstă. Toți sunt bolnavi. Nu justifică. Trebuiau până la 30 de ani să fie înregistrați la cu diagnostic pe care l-au acum. Nu le dă nimeni nimic. Noi și avem la asta, la zvai de ei. Deci, supune-l la vot punctul 3, da? Iar din cei care au fost la 416, vreau să vă spun, săracii, cred că al treilea sau al patrulea caz. Cum a ieșit la pensie, cum a murit. Tordiță a murit, Anastasiu a murit, Nicola a murit. Deci au ieșit la 62 de ani la pensie și au și murit. N-au luat unul, două pensii. Ajutorul ăsta. Gândiți-vă, ce mai mult? Și jaba. Da. Trecem la punctul 5, da? Dar el nici nu a luat o pensă. Nu a luat, punctul 4, da, numai. Punctul 4. Așteptat. Da. E vorba de punctul numărul 10, dacă supunem la vot. Cine este pe an? Rețeaua școlară. Am rămas mai mult. Deocamdată. Poate avem șansă să-i facem pe amândouă. Eu știu dacă îi primim bani. Și la punctul 5, aceeași... Modificare la... Modificare la HCL 65, parcă aici. Da. La fel de... Dar m-a zis că în referat domnul Burghele au trecut și 28 din 28 a treia, deci... Da, așa au și rămas. Trebuie să modificăm acolo, da? Ia da. Aici e. Cu drumul județean al nostru. Da, deci noi știți, de anul trecut, de acum 2 ani, când am preluat drumul județean, nefiind drumul nostru, nefiind noi proprietari, orice modificare sau orice investiții trebuie adusă la cunoștință proprietarului drumului, respectiv drumurilor județenii, Consiliul Județean. Faptul că acest proiect cu extinderea sistemului de canalizare s-a aprobat, trebuie să merg să semnezi finanțarea, contractul de finanțare la București, am zis mâini sau luni. Deja suntem la o fază destul de avansată, proiectul avem, urmează să-l scoatem la licitație. Dar ne-am dat seama că, neavând în solicitarea noastră trecut și acest proiect, trebuie să cerem acordul proprietarului. Despre asta este vorba. Și l-am cerut. Am cerut. Urmează să dea hotărârea de Consiliul Județean.
Cine este pentru? Da. 6, da? Da. Dar sunt mai multe cu Delgazul, a zis. Da. 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 Vreo propuneri. Tot dăm, câte 3, câte 2, câte 5. Păi dacă legea 123 din 2012 spune clar, jumătate din legii pentru energie, jumătate pentru gaz, că spune că trebuie în domeniul public să existe un drept de uz și servitute pentru operatorii de sistem de distribuție gaze sau energie, noi nu putem opri. Păi, dumneavoastră ați prins aici în planul de investiții că vrem extinderi de gaze. Păi o să trebuiască să ne dăm noi nouă hotărâri de Consiliu că ne dăm drept de uz și servitute pentru lucrarea respectivă. Pentru amplasare pe durata existenței lucrării. Deci astea cu Delgazul, așa e legea, n-avem ce să facem, trebuie să le dăm. Supune la punct la punctul 6, la punctul 6. Da. Este vorba de 586,2 metri pătrați. 502 temporar. Temporar. De ce se lucrează pe ea? De ce locul conducător? Da, înțeleg. Nu, dar și ce se întâmplă? Dreptul ăsta de 2 metri pătrați. Dreptul de uz și servitute este în loc de actul de teren. Deci, ca să se poată amplasa aceste lucrări de gaz, de electricitate, exact cum avem cu drumul județean, nu? Da, doamnă, dar are o carență. Și aici. Pentru că noi nu avem niciun control să-l verificăm pe domnul de la Delgaz, că vine o firmă și îngroapă conductă la 50 cm. Avem. Avem la urbanism și avem la autorizații. Da. Și după care eu când mă duc să construiesc drum peste, mi-apare conducta de gaz. El nu-mi dă aviz. Îmi dă să fac studii de coexistență. Da, dar noi le-am dat. Și noi le-am dat. Aviz. Noi le-am dat. Da, s-a rezolvat până. Deci 3 puncte, da? 6, 7 și 8, doamna Arina. Cu Delgazul, da? Da, da. Sunt de acord? Te-ai prins pe toate, da? Domnul Patrick, da. Sunteți de acord? Ăla nu, ăla este original. Da, 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 original, da, 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 poftiți? Că nu sunteți drășeni de ședință. Mai bă. 6, 7, 8, cine este pentru? De ce? S-a mutat. Da, da, da. Păi, dar nu discută, dacă de ce credinilor aici. Mai bine, așa necontrolat. A ridicat oficial. Proiect de hotărâre pentru stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Himeoș pentru ședința Adunării Generale Acționarilor și Compania Regională de Apă Bacău. În 27-a 2023. Deci să se face care e partea unde se trebuie să se facă. Deci 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 să se facă. Și cheltuitul pe 2022, pe 2020, și comparat cu 2023. În 2022 ne-am cheltuit 100 de lei, în 2023 ne-am propus 120. Cam așa a fost. Adică dacă vă uitați în buget chiar. Bun, dar în buget n-ar trebui să le mai am pe alea care le-am finalizat. Păi dar nu mai apar. Nu mai apar și le știm. De asta am întrebat ce s-a finalizat. Păi sunt recepte trecute la domeniul public. Sunt mai tehnică, înseamnă și o... Vă dați seama că ați alternat să dăm ea la o... Așa, următoarele puncte, ce mai era? Păi supunem la vot. Delegăm o persoană care să ne reprezinte din AGA la... Aceeași persoană care o face mai... Păi nu știu ce. Păi dumneavoastră sunteți oficiali, iar ședința dumneavoastră e domnul Vince. Am înțeles. Cine este pentru... Puteam ridica mâna. Tandemul ăsta. Alte probleme.
Ce mai e? Avem numărul mașină. Hai că vreau numai. 10, ce mai e? Modificarea și completarea HRCL 140/2002 privind aprobarea nivelului general. Nivelul general obiectivul de investiții, modernizare, dotare școala Grigore Tăbăcaru, sat Hemeș Comune. Al doilea punct de la ieri. Facem? Pune la vot. Cine este pentru? Cât e suma? 4, 9, da. Nu știu cât, sau cât? 4 punct. Suma totală? Da, devizul general la asta, cât e? 5. 4? 5. 5? 5, 8? Da. 110. Și 110. Pe care modernizare și dotare. Acum ce aprobăm proiectul tehnic? Da. E anexa 4 la proiectul tehnic. Anexa 4 la proiectul tehnic. Da. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4 la HRCL numărul 164 din 2022 privind aprobarea documentației faza DATC și DATD și proiect tehnic pentru obiectivul de investiții, proiect modernizare și dotare școala Grigore Tăbăcaru, sat Hemeuș, comuna Hemeuș, județul Bacău. Deci ce treabă? Axa prioritară 10. Cu tot cât de ai 5.822.956,18. Fără TVA, totalul general este 4.899.893,87. Discuții? Dacă nu spunem la vot. O să vă întocmesc, doamnă, mă angajez că vă întocmesc cu material, cu proiecte realizate. Dar nu mie personal, no, adică o fel de dare de seamă. Dom'le, am un final, la sfârșit cu anul, sau să faci la sfârșit cu anul. Ședința următoare. Da. Primarul vine și prezintă un raport de activitate. Iar dumneavoastră și consilierii la fel, cu activitatea dumneavoastră, că așa e normal, așa scrie în ordonanța și învățat. S-a făcut în fiecare an am făcut chestia asta. Noi, anul ăsta am avut prea multe acum, luna asta și am luna asta. Dar până la sfârșitul lunii, dar puteți mai face o ședință, două, trei.